Astăzi o să-mi trolez prietenul pe Minecraft cu Herobrine. Băie și fete, bine ați venit la un nou episod foarte, foarte special la mine pe canal, fraților, deoarece astăzi vom face o premieră. Mai exact, o să-i fac o farsă celui mai bun prieten al meu. Ați auzit foarte bine, băie și fete, mamă, sunt foarte, foarte entuziasmat și totodată am foarte multe emoții pentru că sper să meargă chestia asta, băie și fete. O să-i fac un prank prietenului meu pentru că în ultimul timp, să spunem așa, m-a enervat foarte mult, am încercat și el să facă niște farse și am zis să-mi iau revanșa, fraților. Fiți atenți la ce m-am gândit. Însă, înainte să începem, boys, vreau neapărat să apăsați butonul de like dacă mai vreți să facem episoade de genul și totodată să vă duceți în descriere, boys, să-i dați și lui un subscribe pentru că dacă facem mulți abonați o să mai facem episoade de genul și odată pe la câteva episoade, pac, o să-i fac un prank cu alte personaje. Ei bine, boys și fete, fiți atenți la ce m-am gândit și spuneți-mi sincer, de nu e un plan foarte, foarte bun. Ei bine, boys, azi dimineață, după ce m-am trezit, l-am sunat pe prietenul ăsta meu și am zis că, băi, hai să filmăm un episod pentru canalul meu de YouTube de Minecraft în care facem un concurs de minat diamante. Păi, cam asta este, să spunem așa, scuza mea pentru acest prank. O să facem un concurs de minat diamante. Am intrat pe această hartă de Minecraft, boy, și după cum puteți vedea, am găsit două mine una lângă alta. Le-am pus aici blocuri de diamant ca să știu care e treaba cu minele și o să zic foarte simplu, frățiorul. Deci, noi să intrăm în minele astea. Asta o să fie mina mea, boys. Asta este o mină normală, te duci în jos, bang, bang, bang. Și asta, boys, o să fie mina lui. Mina lui, boys, o să-l conțină pe Herobrine. Și nu știe chestia asta. Aici, în chesturi, boys, se află niște chestii normale. În fiecare chestur se află un diamond pickaxe, 32 de d-astea și foarte multe torțe. Ideea e că nu am pus armură sau ceva pentru că nu există mob. Am dat dificultatea pe peaceful. Nu, gen, dificultatea nu e pe peaceful, însă nu se spawnează, boys. Pentru că, după cum puteți vedea, chiar acum, boys, în mâna mea se află oul care o să-l spawneze pe Herobrine. Eu o să merg în mina asta, gen, o să zic eu la început, hai să ne alegem minele și o să fac eu cumva ca asta să fie mina mea. Adică ar fi foarte, foarte nașpa ca el să-și aleagă mina asta. Și după, el o să-și aleagă această mină, boys. Hai să dau dificultatea totuși pe normal ca să fiu sigur. Ok, și dacă mergem aici, boys, puteți vedea că este o mină destul de normală și m-am gândit exact unde să îl spawnez pe Herobrine. Adică, dacă vedeți, boys, aici, dacă mergem noi așa puțin în jos, eu o să mă intersectez cu mina lui, știi? Și nu o să fie destul de bine pentru că, bro, s-ar putea să dau eu de Herobrine și să mă sperie. Însă, m-am gândit să mă duc înapoi sus la mina lui, să-l pun pe Herobrine aici, pentru că el, gen, eu știu cum joacă el Minecraft, am jucat foarte mult cu el Minecraft și întotdeauna, gen, bă, dacă o să... Deci fiți atenți, vă zic 100%, boys, dacă noi o să mergem jos și o să ne întâlnim, el o să zică că, bă, nu vreau că tu o să-mi iei diamantele mie, așa că o să mă duc altundeva și o să se ducă înapoi, boys, o să se ducă în locușorul ăsta unde o să se afle Herobrine. Ok, o să fie foarte, foarte mișto. Ideea e că o să mergem aici, să pun niște torțe, boys, sau niște torțe, să le pun pe aici, gen, după o să le sparg, însă vreau să văd unde să-l pun pe Herobrine, vreau să-l pun undeva la final, mă, uitați-vă aici, nu? Uite, aici e finalul. Bun, mamă, perfect. Deci, efectiv, e perfect. Aici, boys, o să-l spawnăm pe Herobrine. Uitați-vă la el, tocmai ce l-a spawnat. Mamă, scrie spawn Herobrine pe el. Mamă, nu-mi place. Asta e unde fuge. Bun, frați și surori, am rezolvat problema cu Herobrine. Însă, fiți atenți la ce m-am gândit. Ca să nu fugă sau ceva și ca să fie totul mult prea creepy, eu o să-l pun, fiți atenți. Deci, o să pun aici niște bariere. Gen, o să blochez drumul așa, ca să nu poată să iasă Herobrine. Și aici, boys, o să sparg asta. O să-l pun pe al nostru Herobrine. Uitați! Uitați-vă la el, bro! Bă, efectiv e prea acolo. Uite, o să pun fix așa, gen, pentru că el e blocat. Însă tovarășul meu o să poată să intre aici, gen, uite, o să fac așa că el o să poată să intre pe aici. Deci voi gândiți-vă, boi, să mergeți așa. Mergeți la minat, bang, 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 așa frumos. Mergeți aici în față, mergeți aici și vedeți un Steve, da? El se... Te uitați și după când se întoarce, vedeți că are ochii albi și că este Herobrine. Bă, mi se pare foarte tare. Hopa, hopa, stai că să nu cumva să faci ceva. Deci l-am pus aici, boys, sunt chiar foarte, foarte curios ce reacție o să aibă tovarășul meu. Fiți atenți, el o să vină, de câte am înțeles, în vreo 10-15 minute. Eu o să pun toate astea aici și o să-l aștept pe hartă. O să-l aștept normal și o să mai fac o dată intro, boys. O să zic salutare, bine ați venit la un nou concurs de minat. Am zis eu că vreau să fac un concurs de minat, bla bla bla, și să vedem ce reacție o să aibă. Sper să meargă, boys. Hai că ne auzim când sunt cu prietenul meu. Salutare, frați și surori, și bine ați venit la un nou episod foarte, foarte special de Minecraft. Sunt aici alături de un prieten foarte bun de-al meu, mai exact
exact, Lazy Raw. Și urmează să facem, bă, ceva foarte, foarte special. Mai exact l-am provocat la un fel de challenge de ăsta, în care o să-i zic cine, gen, o să vedem cine o să strângă cele mai multe diamante în 30 de minute. Ideea e că el mi-a zis că crede că o să mă bată. Fraților, vă spun sincer, nu avem nimic ca gen să strișăm sau prostii de genul. Și să vă explic și vouă cum stă challenge-ul aici. Nu uitați, aveți și canalul lui în descriere să vă abonați la el. Deci, boys, avem aici, asta o să fie mina mea. Eu vreau să-mi aleg mina asta, nu știu, alegi-o tu pe cealaltă. Chiar deci, nu are niciun sens. Ok, bun, deci, perfect. Deci trișat de la început, nu se pare corect. Ok, chiar trișat, stați puțin să opresc asta. Deci, boys, după cum puteți vedea, am căutat eu pe harta asta de Minecraft, am căutat, să știi că nu cumva nu mi-am pus diamante sau să trișesc sau ceva de genul. Am căutat două mine de astea. Asta e a mea și asta e a lui. Vedeți, dacă te uiți în chestul ăla, ai aici ai un pickaxe de diamond, ai foarte multe torțe și 64 de cooked beef. Ideea e că nu am pus armură, sabie sau ceva de genul, pentru că nu o să găsești niciun mob în mine, că am dat aia să nu se spawneze mobi. Perfect, perfect. Perfect. Deci eu zic să începem. Ideea e că na, băi, o să avem timp 30 de minute. Boys, nu o să apară totul pe filmare, vă dați seama, o să fie numai chestiile mai așa mai interesante. Și hai să vedem care-i treaba, bă. Deci, deci pe grid? Deci, stai, intrăm la și, hai. 3, 2, 1 și. Bun. Mamă, eu să nu cumva să mor pe aici. Hai să mergem jos. Da, trebuie, avem vreun target de diamante, de iron, de ceva sau nu? Numai de diamante, cine este cel mai mult? Ok. Uite că te văd și pe tine pe aici. Salut. Da. Mamă, pe aici nu prea sunt diamante. Dar găsesc nimica, frate. Mamă, pe aici. Opa, eu am găsit un loc, ăsta e locul meu, pe bune, adevărat. Am găsit un loc deja în care pot să fac asta. Nu frate. Ia. Bă, eu deja am găsit, mamă, deci efectiv m-am dus atât de... nu. Cred că m-am dus atât de jos încât deja am găsit diamante. Nu. Bă, dar eu nu găsesc nimic aici. Zici tu doar căul găsesc. Da, că mi-e asta îmi trebuie acum, că eu pe căul fac challenge. Da, nu știu. Nici eu n-am găsit, asta e că mă întorc înapoi. Adică, bă, nu trebuie să mă întorc înapoi. Dacă spar puțin în jos, cred că pot ajunge unde am nevoie. Bă, da, știi ceva, eu nu cred că iau pe cealaltă parte, că nu găsesc nimic aici la mine. Ok. Mamă, credeam că am găsit diamante, ba nu, am găsit altă chestie. Mamă, ce, deci blocul ăsta, cupru, mamă, boys, de când nu ne-am mai jucat Minecraft așa. Nu mai zis de cupru. Nu prea am zis de cupru. Nu prea mai găsesc locul meu. Ma. Ești bine, l-ai găsit? Da, l-am găsit, mă întorc acum. Hai, să vedem. Hai că eu apă altă parte, că am găsit aici altă mină. Ok. Pun torțe de astea multe ca să... Da, nici minerau nici pe aici. Bă! Ce? Ai mob? Da, nu, n-am dat pe peaceful. Bă, dar nu e mob. Bă, vrei, e Herobrine. Da, bă, Herobrine. Ce mob ai? Dar nu, mă, uite vrei că e pe mob spawning. N-are cum... Am făcut mișto foarte amuzant. Bă, dar ți-am zis, am dat pe mob spawning ăla să nu se spawneze. Bă, spawn joc, vin. Da, mă, dar stai. Nu mă, nici un Herobrine. Bă, vină sus de la mina mea, vină și hai să te-ar... Nu e mai Herobrine, are cum. Cum ai că să mai minezi? Bă, te lași! Nebunesc cu mine, cu Herobrine în mina. Da, mă, Herobrine, plus că e și sus acolo, unde? Nu cred, mă, că e Herobrine. Faci mișto. Stai, mamă, stai că trebuie să găsesc unde să vină. Hai, vină aici. Bă. Hai, acolo e Herobrine. Fii acolo la dreapta. Mamă, stai că nu mai am mâncare. Și dacă îmi faci tu o farță și l-ai pus tu acum? Bun, ce farță și cum să pun Herobrine ca în Game of Zero? Da, corect și asta. Ma. Ce te-ai inspirat de torță? Băi. Bă, da, chiar nu mai minez. Unde, mă, că nu e? Nu e, nu? Și aici? Mamă, hopa, ce? Păi de ce nu te duci, mă, la el? Ți-e frică? Păi, eu, mă rog, da, lasă. Du-te, mă, la el! Păi, ia, bă, da, poți să sari, bă, poți să sari pe aici. Da? Ia zi, mă. Pe aici, ia asta de aici. Mă! Ok, nu cred că mai... Cred că mă bate. Eu te-aș ajuta, dar eu zic că mai bine lasă. Vezi că dacă, am uitat să zic, dacă murim... S-a pierdut challenge-ul, practic. Dacă a murit, s-a pierdut challenge-ul, practic. Asta e ideea. Nu știu, bă, cine a pus Herobrine-ul ăla acolo. S-ar putea băiatul care a făcut harda, dar slabe șanse. Am pierdut fără să găsesc nici măcar un diamant?
Păi da, ai pierdut, eu am găsit acum niște diamante, chiar acum am luat mai multe. Dar ia, teleportează-te la mine. Ia, teleport, mă. Dar bă, ideea e că, a, eu, practic, am câștigat challenge-ul, practic. Băieți, ideea e că n-a durat jumătate de oră. Dar a durat puțin mai puțin, dar puțin, mult mai puțin. Păi, și am să fac așa o mărturisire. Practic eu am pus pe Herobrine ăla acolo. Și mă întrebai pe mine dacă eu spuneam, nu? Voi să te sperii la ideea că nu credeam că sunt oare. Eu băi, dacă nu v-ați dat seama, deci tot arată o întorsură foarte proastă. Dacă nu v-ați dat seama, eu l-am pus pe friendly Herobrine. Adică trebuia să fie prietenos, nu trebuia să dea în el, trebuia doar să-l sperie. Dar acum dacă asta s-a întâmplat, băi, nu știu acum ce să fac. Băi, zic că a fost un prec reușit, adică te-ai speriat la început, a? Da, când ai văzut-o prima dată. După când se... După când se te... Deci, băi, eu nu știu, adică e destul de agresiv frățiorul nostru, dar am pus aici bariere să nu fugă, pentru că dacă fugea, poate venea după mine, știi, dacă de nebunie. Dar, bă, băieții, cam atât văzut cu acest episod. Am făcut o farsă lui Lazy, a fost destul de mișto. Scrieți la comentarii dacă mai vreți farsă, care 100% nu o să mai fac farsă niciodată. Dar, da, băieți și fete, să vă abonați și live-ți în descriere. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea curând cu episodul noi. V-am pupat pe toți, pa, pa! Zi frumos!